De mult, un singur cuvânt pe buzele a milioane de români. Coronavirus este subiectul care se discută cel puțin o dată pe zi în trei sferturi dintre familiile din România. Ce percepție au românii față de acest subiect, ne spune Mădălina Iacob. Bun găsit! 99% dintre români au auzit despre epidemia de coronavirus, iar 67% se declară îngrijorați pentru ei și pentru familiile lor. Cei mai mulți discută asta cu familia, cu prietenii și cu cei de la serviciu. Să știți că în aceste zile, unul din 10 români a cumpărat alimente în cantități mai mari decât de obicei. În situația creată de răspândirea coronavirusului, 62% dintre români se declară îngrijorați privind călătorirea în străinătate, iar jumătate dintre participanți la studiu se tem să meargă în moluri sau în magazine. Ar fi bine totuși ca panica și frica să nu ne caracterizeze în această perioadă. Este sfatul nostru, dar și al autorităților. În cazul în care s-ar afla în situația de a fi autoizolați la domiciliu, peste un sfert din cei chestionați spun că ar fi îngrijorați de faptul că nu ar avea acces la medicamente. Pe locurile următoare în lista îngrijorărilor se află lipsa resurselor financiare, insuficiența hranei, plictiseala, pierderea locului de muncă și contaminarea altor persoane. Doar 5% declară că nu ar avea nicio îngrijorare.